Superliga vă este oferită de Superbet. Da, Dumitriu acolo. Da, și Dumitriu doar rezervă. Altă experiență oricum. Poziție bună, poziție bună din care șutează la poartă Jair. Cred că s-a cam grăbit, cred că s-a cam grăbit. Șutul n-a fost atât de tare, atât de bine plasat încât să-l surprindă pe portarul Golubovici. Golgheterul petrolului. Petrolului, da. Surprinzător după mine. Bine, sigur că Robiso a fost plecat o vreme în Liga a 3-a din Arabia Saudită. A lipsit, da. Atunci când construiești greu, de fază de-astea fixe trebuie să-ți dai speranțe. Sigur. Și iată, este o ocazie, dar cred că a fost offside, nu? Nu știu, dar e pe lângă oricum. Să vedem. Ei, iată-l pe Milano. E ocazie bună, mare. E bună, gol! Moura. Moura cu stângul! Moura! Măcar ca atitudine, Dinamo merita acest gol. Hai să spun ceva, e primul gol în Liga 1. Și joacă aici la noi din 2018, când a venit la Șep și Sfântul Gheorghe. Și a jucat la Șep și la, a mai fost el la Dinamo, la Gazmetan a jucat. Bine, fundaș și altfel. Nu-l ține nimeni, nici nu se uită, dar Țicu-l vede aici. Țicu, l-ai văzut, l-ai văzut, Țicu. Abdallah era rezolvat, îl ținea cineva pe Abdallah. N-avea niciun rost Țicu să se ducă acolo la Abdallah. Bine, cred că a și alunecat un pic, nu știu dacă îl salva altfel sprintul, da, ce a încercat el plecarea. Șutul lui Moura, totuși, nu era o execuție foarte simplă, în special pentru cătaci. Nu e. Nici obișnuit cu astea și cu atât mai puțin cu stângul. Nu, ideea este alta, nu seamănă două meciuri. Hai să-l vedem aici pe Ișvan, care dă cu stângul și nu dă rău, Hanca! Hanca! Știi ce căuta Hanca aici? Salvarea de la asistent. Ca să trecem altfel peste ratarea asta lui Hanca, singur cu portarul, l-a dat la 10 metri peste poartă. Bun, dar de ce nu dai cât poți? Dar poate să-și oprească, are timp să oprească mingea. Uite-te la Hanca, îți dai seama că nici nu se punea problema de offside. Grozav acolo, îi ții cu bună pasă asta, bună pasă asta. Și înapoi pentru Grozav! Oh, ce paradă! Fabuloasă parada lui Golubovici! Mare ocazie iarăși pentru Petrol. Și șut bun! Fantastic, da! Incredibil. Fantastic! Două mare ocazii! Ratate de Petrol. Ne jucă nimic, da. Asta e problema lui Dinamo. Ce bine scoate aici, are timp. Cred că era atât de sigur pe el Grozav că dă mingea asta în poartă. Dar a dat-o bine, mă, adică... Bine era dacă intra în poartă. Bine era dacă dădea pe sus. Dacă dădea pe sus, că mai aproape de bară, cred că era foarte greu. Fitura de la colț, Diomande! Asta e ocazie? Ocazie, mers. Și nu vorbim de minge trimisă pe poartă. Dar repet, ca și în finalul primei reprize, amintește-ți cu lovitura de cap a lui Huja. Cum vrei să-ți vină mai bine decât asta? N-a ajuns să-și întrebă la ea. Ce centrare mai bună decât asta poate fi? După părerea mea, Golubovic se putea gândi să iasă aici. Poate să dea la poartă. Și asta face, dar acolo este portarul dinamovist, Golubovic. Vede mingea târziu, excepțională intervenție din nou. N-a bătut rău. N-a bătut rău, a fost foarte bun portarul. Da, a avut o paradă mare. Grea, asta e grea, el vede mingea târziu, trece de zid. Dar colțul lui, n-are voie să ia gol totuși până om aici. Nu știu, e colțul zidului aici. Acum e colțul zidului așa, în varianta asta, pe scurt. Păi, da, dacă stai prea mult chef. Aici, la el se duce și la Pap, sau Huja, nu Huja. Dinamo are mare noroc că este în avantaj. Da. Au fost două ocazii imense, Hanca și apoi Grozava. A fost încă o de cap al lui Diomande peste, da, lustrul asta de cap, șutul lui Bratu. Unde e Țicu? Aici e Țicu, care dă această centrare, sunt oameni mulți, Huja, acolo este Musi. Acolo este Musi. Deci eu cred că ăsta e penalti. Fii atent, ăsta este penalti. Așa mi se pare. Hai să vedem.
știu dacă n-a fost offside, dar îl trage Amzăr. Păi asta zic, nu-i penalti? Eu zic că ăsta e penalti aici. Nu știu ce să zic. 51%. Vezi cum contează unghiul, viteza cu care revezi faza. Da, unghiul. Nu știu, mă, Bogdan, nu știu ce să spun. N-aș vrea să fiu. Dă penalti. Penalti pentru Petrolul. Dă penalti pentru Petrolul. Și dă galben lui Amzăr. Ok, penalti trebuie și transformat. Da. Adnan Golubović, care până acum a făcut un meci excelent. Se aude fluierul, grozav, înscrie simplu pe centru. Și se termină 1-1. Asta este aproape sigur. Zici tu, deci nu avem vreo două minute? Dinamo o egalează pe FCU Craiova. Schimbă clasamentul. Petrolul rămâne bine, rămâne acolo pe locul 5. Voluntari 17 puncte, Iași 17 puncte, FCU Craiova și Dinamo 16, Botoșani 14. Haide. Va fi o luptă îngrozitoare. Da, vrei să spun ceva? Sigur că e frustrant pentru dinamoviști, poate că unii se simt nedreptățiți, dar meritat. E meritat. Da. Adică după cum s-a jucat în repriza a doua, după cum s-a jucat, oricât de slab a jucat Petrolul, la ce ocazie a avut Petrolul în meciul ăsta, scorul e corect. Adică n-ai,